cele mai moderne echipamente, care practic asigură cea mai mare viteză de încărcare a navelor. Asta se traduce în timp mai puțin petrecut de nave pentru încărcare, se traduce în costuri mai mici pe care le plătesc navele pentru operațiunile de descărcare, încărcare pe care le fac în portul Constanța. Mă bucur că e o investiție la care are un modest aport și statul român, prin garanția oferită de Exim Bank. Este o modalitate prin care noi, ca guvern, dorim să susținem investițiile care sunt făcute atât de investitori români, cât și de investitori străini, investiții care pot să conducă la creșterea dinamicii economice, la asigurarea unor îmbunătățiri care să permită creșterea volumului schimburilor comerciale și, de asemenea, să crească competitivitatea atât pentru produse, cât și pentru serviciile oferite de companiile românești. Vrem, nu vrem, avem un mare avantaj. România are principala poartă de intrare, ieșire a Europei, care este portul Constanța, din arealul sud-estic al Europei. Gândirea noastră trebuie să fie aceea de a utiliza la maximum beneficiul României acest avantaj strategic pe care îl avem. Port cu parametri foarte bun, port în care este acumulată o experiență, un port care este istoric și un port care poate să beneficieze de o dezvoltare spectaculoasă. Sigur că pentru acest lucru sunt necesare investiții în infrastructura portuară, în infrastructura de transport din interiorul portului și infrastructura care să asigure conectivitatea și mai ales să reducă timpii de așteptare pentru toți transportatorii, atât pe feroviar, cât și pe rutier. Investiții de asemenea în infrastructura portului, cum a fost terminalul de barcă. Și o serie de alte investiții pe care noi le vom susține, vom asigura finanțare, astfel încât să creștem competitivitatea portului Constanța. Nu este, în schimb, suficient să investești în infrastructura portului și nu este suficient ca investitorii privați să investească în îmbunătățirea, să spun, terminalelor, în îmbunătățirea capacității de a furniza servicii de calitate către operatorii de transport. Este nevoie de finalizarea câteva investiții fundamentale pentru ca marfa și oamenii să ajungă în Europa sau să vină din Europa în portul Constanța. Avem nevoie de finalizarea proiectelor de infrastructură care să asigure legătura dintre portul Constanța, atât pe rutier, cât și pe feroviar, până la granița de vest. Să asigure conectarea cu infrastructura de transport european, astfel încât cei care vor să transporte marfa, să transporte marfa sau persoanele, să aleagă România și să nu aleagă alte rute și alte porturi. Pentru că există o competiție, sigur, Constanța are foarte multe avantaje comparative, numai că între avantajele comparative pe care le analizează orice transportator, orice furnizor, sunt și legăturile cu infrastructura europeană, cât de repede și cât de sigur se poate transporta marfa pe teritoriul român. Ori aici, din păcate, foarte multe guverne, mai ales guvernele de stânga, au lăsat infrastructura de transport și aceste proiecte fundamentale pentru dezvoltarea economică a României, le-au lăsat pe ultimul plan, le-au tratat ca pe o cenușă reasă a politicilor economice ale României. Pentru noi, investițiile în infrastructura de transport, în primul rând în finalizarea infrastructurii de transport care își permite valorificarea
portului Constanța, la poziție geostrategice a României, reprezintă prioritate zero. De asemenea, atunci când s-a conceput construcția terminalului de barge, gândirea era să putem transporta cu barjele pe Dunăre, care este axa cea mai importantă de transport fluvial din Uniunea Europeană, pentru că face legătura între Dunăre, Marea Neagră Sud-Est și Marea Nordului prin intermediul Dunării, canalului Rin, Main, Dunăre și Rin. Și aici, cei care au venit după, au aruncat în sertare proiectele de investiții pentru asigurarea navigabilității Dunării. Trebuie să asigurăm condițiile standard de navigabilitate, pentru că altfel puțin se vor aventura pe Dunăre, atâta timp cât au de tot felul de obstacole pe Dunăre și riscă să întârzie, să le crească costurile sau chiar să-și pună în pericol mari. Investițiile în asigurarea standardelor de navigabilitate pe Dunăre, a sistemelor moderne de management al traficului și în dezvoltarea infrastructurii, inclusiv în dezvoltarea infrastructurii portoare a podurilor dunărene, reprezintă de asemenea o prioritate pentru guvernul pe care îl conduc. Sigur că aici avem nevoie și de puțină diplomație, se convinge pe bulgari. Sigur că aici avem nevoie de o negociere mai amplă la nivel european, care cu adevărat să ne permită utilizarea la maxim a avantajelor strategice competitive pe care le avem. Închei prin a vă felicita încă o dată, prin a vă spune că nu sunt foarte fericit că s-a construit un terminal de cereale. Și sunt convins că în viitor veți proiecta terminale și pentru produse mai complexe, pentru că dorința mea este ca România să se dezvolte constant pe baza investițiilor, pe baza aplicării rezultatelor din inovări și cercetării, pe baza transferului tehnologic pe care trebuie făcut cu orice fel de ocazie, indiferent că sunt contracte în domeniul apărării sau că sunt contracte în domeniul energiei sau în orice alt tip de contracte. Dorința mea și a noastră este aceea ca să dezvoltăm România, să creăm valoare adăugată cât mai multă în România, să generăm cu adevărat capacități care să oferă locuri de muncă bine plătite pentru români și mai ales să generăm un climat investițional care să permită atât românilor care au inițiativă economică, cât și investitorilor străini serioși din alte țări, să poată să facă afaceri profitabile în România și să contribuie la dezvoltarea României. Vă mulțumesc, succes în operare!